Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod. Astăzi mergem după un Golf, stați așa, după un Golf 5. Nu știu unde mi-am pus trepiedul, nu e aici, of. GTI, astăzi cumpărăm un Golf 5 GTI. Acum vine Raul să mă ducă cu mașina. Hai să-mi iau și eu două gumite și mergem să cumpărăm Golful. Hai că filmăm pe drum, vă pup. Ia uitați voi ce avem noi aici, oameni buni. Ia uitați voi. Ce făceam noi când eram mici, când vedeam o mașină din asta? Ne uitam pe geama aceea cât are în bord. Un DSG, un GTI super mișto. Aici avem bănuții, să o cumpărăm. Deja am cumpărat-o, aștept să mergem să facem actele. Interior GTI, plafon căzut de GTI, dar aia nu e o problemă că le facem toate pe rând. Hai să vă arăt repede și în exterior cu noi. Jante GTI, super. Evacuare dublă, un pic a fumat pentru că din câte am înțeles are soft. Faruri fumurii, stopuri fumurii. Mașina nu e pregătită de vânzare deloc. Super. Super, am verificat-o pe car verticală, să vă dau imediat și seria de șasiu. Vă dau seria, vă arăt asta. Geamuri omologate, avem folie la ele. Rugină, frate, nu văd, decât aici la ușă am văzut un pic de rugină. Aici, dar probabil a lovit-o, de a sărit, a lovit-o. Dar în rest, a, și aici a fost lovită. Dar nu e problema că se fac astea. A, ok, oameni buni, acum mergem să scot fiscalul. Am făcut contractul de vânzare-cumpărare. Uitați așa că aici ai drumul ăsta un pic în așpa. Și mașina, pot să zic că... Du-te, frate, de aici, cum se aude. GTI, frate, ce vrei, e GTI. Am de lucru la ea, dar va ieși un proiect frumos și bineînțeles că o să fie de vânzare. Ei, ce trebuie, așa-i? 215.000, mare atenție, kilometri sunt reali. Eu sunt al treilea proprietar. Primul proprietar a adus-o din Italia, mașina, a înmatriculat-o. Și, cum îi spune, a ținut-o foarte puțin, câțiva ani. După, al doilea proprietar este o tanti de la care o cumpăr acum, care a ținut-o un an, mașina. Dar o să vă explic eu, după ce termin cu actele, cum a fost cumpărată. Am terminat cu actele, am cumpărat mașina. Cam ăsta este GTI-ul pe care l-am luat, este super. Funcționează perfect, kilometri reali, verificabili. Am verificat pe car vertical, pe RAROM. Ce urâtă e aia. Jantele sunt pe... Du-te, vere, de aici cum merge. Jantele sunt pe 18, suspensiile sunt un pic cam rigide, nici nu știu cum să merg cu ea momentan. Vă dați seama, după atâta Dacia Logan, acum să conduc un GTI de 200 de cai, na, e ceva. Dar important e că am reușit să o cumpăr, am terminat cu actele, am terminat cu totul. Acum urmează să o spălăm, să o punem un pic la punct. Trebuie să luăm tot ce are prin ea, pentru că, ia uitați, nu mi-a lăsat nimica. Dar omul mi-a zis, mă, eu nu am timp să fac curat în ea, nu ți-o spăl, nu nimic, ți-o dau așa cum e. Și urmează să facem curățenie în ea, să ne apucăm să o punem la punct, să fie ok. Și după aceea urmează revânzarea ei. Dar bineînțeles, până atunci facem și niște videoclipuri cu ea. Îmi place, îi destul de gen la kilometri pe care îi are. Greu de crezut că are kilometri ăștia, dar pe car vertical scrie tot istoricul mașinii și se poate dovedi foarte ușor gen kilometri pe care îi are. Pentru că mașina a avut în România un singur proprietar. V-am spus chestia asta. Nu, a avut primul proprietar, după al doilea proprietar femeia de la care am luat mașina și al treilea proprietar sunt eu. În România cred că s-au făcut foarte puțin kilometri. O să calculăm acasă, pentru că pot să calculez. Gen, când a fost înmatriculată în România și a ajuns mașina la reare, a ajuns cu 180.000 de kilometri. Dau un exemplu acum.
Și după aia, până când s-a schimbat proprietarul, adică după ce a vândut omul, băiatul care a matriculat-o la celălalt, a avut 200.000, după aia 203.000 în 2021. Noi suntem în 2022. Așa că kilometrii sunt foarte reali. Are în momentul de față 215.000. Nu are nimic aprins în bord. Am pus testerul pe ea, la fel nu are absolut nici, adică are o eroare, chiar două. Una de la oglinda încălzită aia care este carcasa crăpată, probabil mufele de pe acolo nu mai sunt bune. Și alta la motorașul de închidere centralizată la ușa de la șofer. Și mai era încă una. A, era ceva genul, a fost codată lumina de pe stopurile de pe spate. Și lumina de pe spate era prea mică și mi-a pus-o la normal. Când pui frână, stopurile de pe spate sunt fumurii, nu au folie, sunt originalele de GTI. Prima dată am crezut că este folie și am zis că automat o să o dau jos, dar nu este folie. În mare, cam asta este mașina. Lăsați acolo o părere, ce credeți despre ea, cât credeți că am dat pe mașină, dacă a meritat să o cumpăr, dacă merită investiția și dacă am făcut o alegere bună. Gen, adică hai să vă zic și prețul. Prețul a fost de 2650 de euro. Și eu am de gând să o vând cu 3300. Dacă vă întrebați de ce fac chestia asta pentru 500 de euro, o fac pentru că 500 de euro nu cresc în copaci. Mai fac un videoclip. Cu ocazia asta am și eu Golf 5 GTI, pentru că nu am avut niciodată al meu. Am condus, am avut la vânzare, dar gen decât al lui cineva și l-am vândut eu, l-am făcut decât un car vlog cu el și după aia a trebuit să-l vând, nici n-am mai apucat să postez videoclipul pentru că am găsit client să o vând și cam atât. Mergem prima dată să o spălăm pentru că arată groaznic, sau mergem prima dată să o luăm pe Dari de acasă și după aia stați să o sunăm, să vezi și mă ceartă Dari acum, hai ha, în ultimul hal o să mă ceartă. Lui Dari nu-i prea convin chestiile astea, dar nu, ideea e că dacă nu e prima dată când fac asta și dacă răsare vreo ofertă din asta, de ce să nu profit de ea? Ce faci, mama? Ce faci? Ce să fac, stau. Da, uite, eu acum am terminat cu totul, cu actele, cu umblatul, fai de viața mea, am pus-o și... Da, te aud, acum auzi? Da. Zic, eu acum am terminat cu tot, cu acte, cu umblatul, cu mașina, am pus-o și pe tester. Pe tester a dat decât 3 erori, dar erori din astea mici. Are niște fire la oglindă, un contact imperfect la o ușă și avea modificate luminile pe spate. Deci, tehnic e ok, kilometrii sunt reali, totul e perfect. Mi-a scos femeia fiscalul și totul în regulă. Mă mai auzi? Da. S-a închis, mă? Stați așa că eu vorbeam singur. În fine, vă las că nu mă descurc să vorbesc și cu Dari, să și conduc și din astea, am închis și telefonul. No, bun. Uite că nu mi-a mai dat priminte să arăt cum era înainte și cum e după ce-i spălată. Acum îmi dă să o clătesc, dar mai lăsăm un minut, așa. Îmi dat îi dăm cu... Lălălă. No, bun, cam asta e spălată. Asta GTI-ul lui tata. Uite, văd aici. Arată ca altă mașină acum. Jantele GTI, dar trebuie lucrat și la alea. Ei bine. Ei bine. Bun. Hai să-i dăm cheia, mergem acasă. Să o vadă și Dari. Mergem să băgăm benzină, că n-are benzină. Bineînțeles că are consum de 10%, dar aia e. Îi facem interiorul acasă cu aspiratorul, că de aia ne-am luat aspirator. Trebuie o lăsăm un leacă înainte să plecăm. Mamă, ce dragă mi-e de ea. Ce dragă mi-e, uai de capul meu. Am avut aia de vinietă aici. Bun. Îi dăm bătaie, oameni buni. Am ajuns acasă, am băgat deja de 100 de lei benzină. Am mai băgat să mai am și eu un pic. Aici ce are? Asta e pentru on off. Asta e să. Pe aici vine aerul condiționat, super. Trebuie neapărat să facem curățenie în ea, să o spălăm, să o pregătim.
pentru că nu o să stea prea mult, dar ei nu vrea să o ținem, să o păstrăm, îi e frică, așa că din păcate nu o să... Uite că am și centuri din astea fake, dar eu nu le folosesc. Din păcate nu o să o țin. În fine, în mare parte cam asta este mașina. Aștept cu nerăbdare părerile voastre. Stați așa, că am o ușă și portbagajul deschis. Da. Folie omologată, jantele sunt ok. Am murdărit-o din nou. Să rămână. Așa. Bun. Ce vreau eu să văd din pe sub ea? Ia să vedem, uite, am un pisic. Am scut, frate, am scut, am catalizatorul. O rugine văd că nu are. Adică nu se prea vede. Pisul ce face? Așa. Bă, totul pare în regulă. Discuri mai am. Plăcuțe, nu știu. Au, ce m-am uitat. Am și plăcuțe, sunt la jumate. Mai merg. 300 de glumesc, ia cum e. Au, telescopul-i varză. Telescopul, că lălalt e arc. Pe față, ce mai... Plăcuțele sunt bune, pe față sunt noi. Nu sunt ca alea de pe spate. De aia și scârție. Janta a fost aici lovită. Uite aici. Și aici, vedeți, a fost atinsă. Uite, e roșu. Dar le facem noi. Bara trebuie băgată aici, împinsă de jos. În rest, din câte... Eu, e ok. Ia să vedem. Da, super. M-am uitat prima dată de ulei, nu are nicio scurgere. Aia e cel mai important. Bun, în fine. Deci cam asta e mașina pentru moment. Urmează să facem videoclipuri cu ea. Urmează să facem mai multe. Aștept cu nerăbdare părerea voastră. Deci, în total, cu tot cu acte, cu tot cu benzină, cu ce, cu drumuri, cu toate alea, 2700 de euro. Vreau să pun la punct, neapărat. Geamurile sunt omologate, am omologarea la ea. Dar numai astea, în spate văd că nu are. Așa, două ok. Ce mi-a mai dat? Na, toate, tot ce trebuie, două ok. Na, dați-vă cu părerea, cu cât credeți că o să o vindem după ce punem la punct. Și dacă a meritat. Gen, motorul e codul la motor. Adică stați mă, că am raportul aici, să vi-l arăt repede. Am raportul de la car vertical. Dăm aici. Dăm aici. Și uite, avem aici toate detaliile aia. Deci, avem kilometraj nu, deci uite, totul e cu verde. Așa, a fost fabricat în 27.04.2006, a fost înmatriculat în Italia, în luna a 5-a, proprietarul s-a schimbat în 2014. În 2018 a fost radiată din Italia și în luna a 5-a. Și a stat până în luna 12, în 2018 a fost înmatriculat în România. A fost verificat în 2019, a fost verificat în 2020, a fost verificat în 2021 și acum s-a schimbat proprietarul la mine. Kilometri parcurși din 2018. Deci în Italia când a fost radiat avea 173.000 și în România cu un singur, bine, doi proprietari, al treilea, 203.000 în 2021 și acum are 215.000. Kilometrajul este ok, nu este dat înapoi și vreau să vă arăt asta. Deci uite, 2006, motor de 2 litri, 147 de kW, automat, tracțiune față, BVA. Deci ăsta sunt astea sunt cele mai reușite motoare, mai ales la GTI. Top sport echipament și cam atât detaliile. Hai că e ok. E ok, eu zic că pentru 2700 de euro e pomană. O dau cu 3300 ca popa, dar cred că o dau la 3500 după ce fac plafonul și toate bubele. Trebuie să o spăl, adică uite, am spălat-o și o curs apa și cu praf, ia uite. Ia. Important e că nu are rugină. Important e că nu are rugină, că boala lor e pe undeva pe aici, pe aici, pe aici. Jantele trebuie să recondiționate, farurile. În față grill la GTI, dar mi-a furat asta. Uite, vedeți, a furat GTI-ul. Așa. Și asta e mașina, oameni buni. Aștept cu nerăbdare părerile voastre.